analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu. Bun găsit, doamnelor și domnilor, și să vă fie săptămâna excelentă. L-am invitat în această emisiune pe domnul Gelu Ștefan Fumuranu, este avocat în barou aici la Gorj, dar este și prim-vicepreședinte la Partidul Ecologist din Gorj. Vă spun bine ați venit și chiar avem foarte multe subiecte de dezbătut, având în vedere că ne puteți răspunde la multe întrebări și în ceea ce privește avocatura, dar și în ceea ce privește ecologia. Mulțumesc de invitație, să rămâne și să avut respect ascultătorilor postului dumneavoastră. Da, să știți că sunt și telespectatori, că ne vedem și în mediul online, așa că diaspora e cu noi mereu. Da. Voiam să încep această emisiune printr-o întrebare care practic ne frustrează pe noi românii. Să vă întreb ce părere aveți despre faptul că s-a vândut o mare unitate economică a țării la un preț sub adevărata evaluare. Adică întrebarea e cum să vinzi cu 92 de milioane de euro ceva în care ai investit peste 150? Așa este, știrea aceasta este în spațiu public de săptămâna trecută. Probabil că alții o știau de mai mult timp pe surse. E, cum să spun, de necrezut. Mai exact, așa cum știm, suntem într-o criză energetică gravă, nu numai noi, gravă, întreg continentul european, raportat la faptul că Uniunea Europeană a înțeles să reducă importurile de petrol, energie și cărbune din Rusia. Doi, în condiții de criză, eu știu că statul trebuie să acționeze cu totul și cu totul altfel. Sunteți avocat și aveți avem un avocat al poporului. Întrebarea e ce face în acest moment, pentru că este o problemă de strategie națională. Este o problemă de strategie națională, cum a spus și dumneavoastră. Este o problemă care și la un copil, dacă te duci și explici că statul, cum a spus dumneavoastră, i-a investit peste 150 de milioane de euro într-o unitate economică mare, și vinde acea unitate după aproximativ un an de zile cu 92-93 de milioane de euro, înseamnă că e o problemă pe undeva cam mare. Și eu nimeni nu iese să ne dea mai multe lămuriri, că poate nu e adevărat, poate nu e așa, poate, înțelegeți, sunt foarte multe semne de întrebare, dar nimeni nu iese să pună în lumină ceea ce s-a întâmplat acolo și până la urmă, încă o dată spun, este un obiectiv care privește pe toți românii, în special, și care ne-ar fi putut ajuta și ne poate ajuta în continuare, dacă lucrurile ar sta altfel. Am înțeles că Ministerul Economiei a zis că sunt niște clauze stricte. Acum, noi am mai auzit de clauze și secrete, să înțeleg. Și secrete. Da. Noi am mai auzit de formulele astea, precum bine vă aduceți aminte, de la Revoluție încoace la mai multe privatizări strategice, ca să spunem. Eu nu vreau să fiu pesimist, nu vreau să arunc un noroi, dar, sincer, nu cred că o să fie ceea ce ni s-a spus de către reprezentanții Ministerului Economiei, de către Virgil Popescu, mai exact, care e de pe la Mehedinți, dacă nu mai știu. Da, e adevărat. Așa. Eu, ca să vă spun așa pe dreaptă, cu tatăl dumnealui, care era un renumit profesor și pe omă vicepreședinte de Consiliul Județean, chiar am făcut foarte, foarte multe știri pe vremea aia, când eram editor de știri. Îl cunosc foarte bine. Pe de altă parte, am mai avut ceva probleme legate de treaba asta cu economia și tot orașul știe, județul și țara, că cumva a fost și la poliție câteva ore, dar stăteam cu toții pe acolo să vedem ce se întâmplă. Da. Ideea nu e asta. Trecutul e trecut, au fost organe competente care au judecat cazurile respective. Problema este și se pune acum. Ce se întâmplă cu țara? Este pe două mâini despre care noi auzim că bal remaniază banul, bal ține, bal lasă. Nu mai suntem în momentul în care să stăm să jucăm alba-neagra. Ne
teamă, se spune așa, la toți, de prețurile mari, de strângerea curelei, că hai, am fost unii obișnuiți pe vremea lui Ceaușescu să stăm cu lumina stinsă, să mai punem o geacă pe noi în casă. E o generație care nu cred că se poate adapta la cum stau lucrurile acum, nu înțelege, exact. Și uitați-vă ce se întâmplă în mediul social. Câte probleme au apărut, spun psihologii, pe partea asta a se... Dați niște bani ca să rămâneți în barou, adică... Păi dacă vă spun câți bani îi dăm, deci dacă eu primesc 100 de lei de la dumneavoastră acum, în secunda 2 ca să dorm liniștit, vă tai chitanță. Ei, din 100 de lei, aproximativ 12 lei este taxa la barou Gorj, barou ne ia 10% din brut, fiscul 16%, sănătatea 5,5%. Faceți dumneavoastră o socoteală. Păi nu, mă las de meserie dacă o fac, dar mai... știți ceva, dacă stăm să raportăm cu toții, luăm un salariu și dăm aproape jumătate din el la stat, pentru că și noi la fel, la orice salariu, minim, mediu, mare, cum o fi, statul ia în România mai mult decât jumătate, că se tot vorbea pe la Bruxelles și să știți că, Doamne, stăteam și eu cu urechile ciulite, să vezi ce salarii vin în România, ne aliniem la Uniune, să vezi ce trai e vorba avea. Un salariu minim de 800 de euro. Deci dacă toți suntem în Uniune, de ce să nu fim toți la fel? Că tot așa muncim și noi, tot 8 ore, tot 12 ore. Totuși, ca știre bună, din ce am răsfăit presa recent, am observat că Germania a declarat că ar fi de acord ca România, Bulgaria și Croația să intre în Schengen. Ei, cred, ei și cu olandezii erau principalii... Păi știți că bine că ești de acord în al nouălea ceas. Păi acum eu vă mai spun așa, din discuțiile cu clientela, vă spun prietenește că oamenii dezamăgiți pe linia frânei de mână și frânei de picior aplicate de Olanda, cel puțin la nivel oficial, ca să nu vă spun de vizele cu Statele Unite. Deci tu zici că noi suntem parteneri strategic, mergem în Afganistan, hai vino și tu cu mine, mergem prin Bosnia, pe unde ne zicem, hai și tu cu mine, și acum am citit că, de exemplu, sunt câteva liniuțe pe acolo de îndeplinit pentru ca să poți să pleci pentru viza Travel sau cum se numește acolo. Da, păi așa. Ne ajutăm frații aia mai mici, cei da, mai mici, cei bebelușii. Mai mici, ei mai fraieri, ca da, să nu da, spun da, altfel. Da, bebelușii, nu înțelegem tot și ce în loc se spune. De, că mai rămăseseră 4 criterii de îndeplinit, acum am ajuns la 6 sau la 7. Da, 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 până deci, la anul sunt 10. Păi așa, iar cu privire la moneda euro, ați citit știrea? Bine, nu cred că suntem pregătiți să o spun pe dreapte și am văzut ce s-a întâmplat în alte state. Ce a ieșit după ce s-a întâmplat acest lucru și... Dar să termin și cu asta, cu da, moneda, ca să vă cruciți, cum se spune. Acum câțiva anișori, România mai avea de îndeplinit 5 criterii ca să treacă la moneda euro. Acum nu o îndeplinește niciunul. Croația, care a intrat după noi în Uniunea Europeană, a trecut la moneda euro. A trecut, dar e altă lume, ați văzut acolo, știi că te duci în vacanță. E altă lume. Și noi avem niște handicapuri și trebuie să ne mai rebranduim în educația asta socială, economică, politică chiar. Nu se vrea. Nu că nu putem. Eu zic că nu se vrea. Și uitați-vă că tot începe de la noua generație și vreau să vă întreb ce părere aveți, că în sfârșit acum poate intră puțin așa o nouă materie care îi mai ajută pe copii, să zic așa, pentru viață, că... Dar până acum, aceleași materii, aceleași manuale ca pe vremea noastră, în condițiile în care de 30 de ani încoace ați văzut în ce stadiu este tehnologia, mai vorbim despre Într-adevăr, dacă ne uităm de la manuala de clasa a doua, o să observați că sunt foarte, foarte încărcate. Mulți s-au mirat că elevi de clasa a doua, de fapt, face ceea ce fac elevii francezi în clasa a patra. Vă dați seama. Deci da. Eu vă spun pe clienți. Eu știu că am și eu, spun... acum trece centru a patra al meu și am fost total nemulțumită, dar eu nu pot să-mi trăg nemulțumirea ca aș fi foarte subiectivă. Dar mă leg de ceea ce văd ca minusuri și aud de la alte mămii și bineînțeles că expun de câte ori vine aici un profesor sau un inspector. Ideea este că noua generație își chioapătă din cauza politicului. Nu e posibil să aibă o alocație de hrană sau cum e numită ea, această alocație de 50 de euro. În toate statele nu există așa ceva. E raportat de la 500 de euro, să mă scuzați. Ce poți să iei într-o lună unui copil de 50 de euro în România?
începe școala. Știți cât scoate un părinte acum din buzunar, dacă pui și cred uniformă, uniformă acum, dar nu pe bani, pe banii părinților, ghiozdănelele, nu e nimic ieftin. Adică ați văzut că și cofrigul s-a dublat, dar minte, dacă vorbim de haine, încălțăminte, de rechizite. Un caiet mai de calitate este 2 lei. Ca să vă dați seama, iar un caiet de mai calitate mai medie, un leu 50. Păi și de calitate mai medie nu poate, că se întinează. Exact, asta e problema. Deci ăla mai de calitate e 2 lei. Nu dau numele firmei, dar e o firmă de prestigiu. Nu sunt multe de prestigiu. Bune care... Ei, gândiți-vă, deci asta numai caietele. Haideți să ne gândim un stilou, cariocile, creioanele, radiera. Precum electrocasnicele, alea se strică în 5 ani până îți trece termenul de garanție, ăștia la fel. Mina în ele e deja ruptă, l-a ascuns de 7 ori ca să scrie o dată. Ca să scrie o dată, da. Știți cum este o vorbă veche de pe vremea lui Badea Cârțan? Săraca țară, bogată. Bogată, da, că bogată e. Acum am auzit un podcast al unui preot care spunea, bine, zic eu că nu prea fundamentat, că dacă am închide granițele țării, într-un an de zile am scăpat și de datorii și de tot. Oare hai să ne uităm la sârbi, dacă e așa. Sârbii au o situație aparte. Au o situație aparte. Ce se întâmplă? Fosta Iugoslavie... Da, luată împotriva curentului, adică știți cât de greu cu toatele. Da, așa este. Ei, înainte, mă rog, Iugoslavia avea 6 stătuleți, au rămas decât ei cu Muntenegru, s-a rupt și Muntenegru, au rămas decât ei. Cu un conflict recent, ați văzut? Bine, ăla a fost așa, conflict de... Nu se știe, să nu fie așa, da, mogneala aia. O mogneală. Ei au potențial și de pe spirit războinic și pe fapte. Nu numai sârbi. Și economic ei au dus o vină pentru că foarte mulți au mers în străinătate. Deci din Germania veneau cu toată valuta în țară. Aici toată valuta care o aduce diaspora în țară merge înapoi în diaspora sau în Uniune, pentru că toate marketurile, vedeți și dumneavoastră, că au produse numai de în România. Preponderent au numai în orice altă țară, numai în România nu. Acum gândiți-vă, marketurile astea de care ziseră, nu-i niciun românesc. Toate sunt de dincolo. Nu dau un nume. Nu, dar, domnule, dar știm cu toții și ne doare că eu dau pe în mediul online, încerc să ajut oamenii care văd că își vând tone de gugoșar, tone de ardei. Nu e posibil așa ceva, să stai românul cu tonele de ardei în bătătură, să zic așa, și eu să mă duc să-l cumpăr pe al polonezilor. E, bă, frate, dar nu știu, în ce țară trăim, ce facem, ce facem noi cu noi și cu copiii noștri. Populația e dezamăgită pe mai multe paliere, dezamăgită, cum se zice, cred că dimineața la prânz și seara. Eu nu vreau să mă gândesc la cei mai rău, dar se pare că în toamna asta o să înceapă mari probleme pentru țară. Haideți să ne referim un pic la partid. Sunteți un partid, să zic așa, nu foarte mare, ca să nu zic nu mie, foarte mare, dar aveți oameni cu spirit, oameni cu spirit care iubesc natura, care fac orice ca să nu se altereze, să zic așa. Și vreau să vă întreb ce le spuneți la oameni vis-a-vis de toată doctrina dumneavoastră sau ceea ce puteți face pentru ei, pentru că în fiecare ne punem speranța. Am văzut ce fac unii, ce fac alții, cum au trecut unii de la alții pe la partide, cum a fost penelist, apoi PSD-ist, a fost și pedist și cu șuriță, cine știe ce da, mai fi, vin și la dumneavoastră mâine, poi mâine. Da. Suntem un partid, ca să zicem așa, de 30 de ani pe scena politică. Fără bani de la stat, nu? Că n-ați reușit vreodată să faceți recent, un prag exact. Asta e recent. Da. Asta e recent. Fără bani de la stat. La un moment dat știu că au fost și parlamentari din partea Partidului Ecologist Român. Eu zic așa, ca și doctrină, ceea ce propovăduim noi, eu zic că e în asentimentul mai multor români. Pentru bunăstare, să ne înțelegem. Pentru bunăstare. Toți să știți, ne zic la fel, să știți. Să știți că Peru iară a fost împotriva închiderii carierelor de cărbune, exploatării și folosirii cărbunului în scop energetic, deci noi am susținut acțiunile minerilor. Mai mult, dacă vă uitați puțin pe știrile din spate, o să observați că chiar am purtat discuții cu liderii lor și, ca să zicem așa, ce am
ce am știut, ce am cunoscut, le-am spus ca să facă mai departe, inclusiv atunci când au făcut cel mai mare protest din România în decursul anului trecut. Partidul, să știți că s-a dezvoltat, sunt 25 de organizații sau 26 la nivel de Gorj. Ușor, ușor încercăm să prindem putere, dar mai ales de la anul încolo, adică la anul o să fim mult mai vizibili. Am făcut o acțiune de plantare de brăduți la Târgu Cărbunești în primăvară. Păi cred că ecologiștii se mai ocupă în țara asta de asta, că alții se ocupă de defrișări. De defrișări. Da, și încercăm pentru luna viitoare, la sfârșitul lunii septembrie, mai exact, încercăm să facem o acțiune de ecologizare a râului Șușița. Avem asta în obiectiv, ne-am planificat-o, ne-o asumăm și eu zic că indiferent cum o să fie vremea, o să mergem să facem o toaletare. Nu vrem să bravăm, mai este și un proiect al filialei, dacă ați auzit, respectiv al partidului, să se facă un cartier ecologic în apropierea Târgu Jiului, respectiv în zona Dănești. Câtă nevoie avem! Chiar mă gândeam, Constanța a luat de multe ori amenzi că nu avea acea proporție între locuitor și spațiu verde, știți? Păi în Constanța, dacă ne ducem acum să vedeți ce de construcții sunt, e mai mult beton într-adevăr decât spațiu verde. Asta și ne-am săturat de betoane, da. Ne-am săturat de betoane, dar încă se construiește la noi, zic eu, haotic. Și haotic și foarte multă lume, uitați-vă cât s-au depopulat satele, că toată lumea a venit la oraș. Abia acum, după pandemie, cumva s-a reconfigurat mediul rural prin un aflux, aș putea spune că am întrebat primarii, de tineret chiar la țară. Vin chiar și din străinătate cu bănuții și își fac acolo o casă sau își deschid o afacere, mi-au spus primarii care au fost aici alături de noi în această emisiune. Dar orașele sunt supraaglomerate și proporția, să știți că este foarte mare și a celor care stau încă cu părinți. Încă nu au un apartament, o garsonieră, orice, nu știu, o locuință. La România e o tradiție cu statul copiilor cu părinții până se căsătoresc. În alte state e altfel. Da, dar la noi 18 ani în Germania ai văzut, ați văzut cum îi dau afară, da. Și în America la fel. Te descurci. Și în America la fel. Ai fost la o școală, da. Așa sunt românii, mai mamoși, sunt, cum se spune. Posesivi așa unii cu alții. Mai latin. Noi nu știm unde e cauza, la copil sau la adult. E o cauză și un efect, da. Da, e o tendință de protejare mai acută, ca să zicem, la noi decât la alții. Mai, cum se zice, mai sufletiști totuși. Haideți ca să fim corecți. Da, și în afară de această acțiune de, ne spuneați, de împădurire, ce altceva mai aveți în plan? V-am spus, luna viitoare, spre sfârșitul lunii viitoare, vrem să mergem pe râu Șușița. Asta de ecologizare. Da. Și să știți că am fost la un festival al cireșelor la Turcinești. Am încercat, bine, am și cumpărat fiecare cu plasa lui de cireș, am încercat să, cum să se zice, stimulați puțin, da, consumul, exact, acolo, să consumul, îi ajutați pe oameni, da. Consumul local, care știți bine, zona Rugi, zona Turcinești. Mult. Da, da, chiar am făcut o emisiune frumoasă și acolo, să știți, cu oamenii locului, chiar, cu cirești de zeci de ani în spate, exact, cu tradiția lor, cu soiurile lor. Au și altă climă. Da, acolo, dar și se plângeau de același lucru, n-au să le dea. Într-adevăr, anul ăsta cred că au făcut ceva mai slabă producția, dar au făcut până la urmă. Știți bine, ei sunt prin piețele noastre de mult și se spune pere de rugi sau cireșe de rugi. Deci se știe că, dar știu că au fost și ani mai proști din punct de vedere al producției. Fiind un partid, cum îmi place mie să spun, sunteți așa al naturii, este un an secetos, un an în care nu numai România, dar toată planeta se confruntă cu o problemă vis-a-vis de secetă, de poluare, și vreau să vă întreb, chiar dacă sunteți un partid mai mic, care încă nu sunteți la putere, dacă încercați prin ceea ce puteți, prin, uite, că sunteți avocat, să faceți demersuri la ministere vis-a-vis de tot ce se poate îndrepta, și dacă ați făcut
dacă veți face sau ce răspunsuri primiți, pentru că știți ce ne spun oamenii? Că de multe ori când ajung parlamentari, cei care sunt prin funcții, nu mai răspund nici la telefoane. Sunt puțini oameni care urcă și pe urmă reușesc în coboară să spună un bună ziua și să-i se și răspundă la salut. Da, cam așa este. Acum să începem cu începutul. Cu privire la secetă, într-adevăr, Europa, din ce am citit, se confruntă cu un an foarte, catastrofal. Foarte dificil, catastrofal din punct de vedere al ploilor, al căldurii. Am înțeles că situație de genul acesta nu s-a mai întâlnit de vreo 60-70 de ani. Păi ați văzut? Au secat fluvii, râuri, ies nave din al doilea război mondial, suprafață, cetăți, orașe, da. Sigur că Dunărea nu-i mai departe de aici. Știți bine că are un debit foarte scăzut. Am înțeles că ușor s-a intrat și într-o oarecare avarie la porțile de fier 1, respectiv porțile de fier 2. Știți bine că reactoarele de la Cernavodă 1 și 2 fac răcirea cu ajutorul apei din fluviul Dunărea și e o problemă. Chiar s-au făcut lucrări recentieri alaltă ieri, da. Da. Așa, ați văzut la televizor aproape în fiecare zi că mai nou acum se cam poate trece pe pământ între România și Bulgaria. Deci situația nu este deloc favorabilă. Nu cred că războiul și-a pus un cuvânt, războiul din Ucraina mă refer, nu cred că și-a pus vreo amprentă pe situația cu seceta. Cu poluarea asta, cu distrugerea stratului de ozon, dar pe de altă parte te gândești că în fiecare an România achiziționează rachete de grindină, rachete ce de fac, grindină. Unde sunt date, nu știm și noi nimic, dacă s-au cheltuit banii în van sau la chiar n-am ajutat de... undeva. La Gorj n-am auzit. Știți, lumea mai face supoziții, dar... Nu vin comunicate de presă, că și la noi, dacă ar veni, noi le-am citit la oameni, nu? A fost totuși un comunicat de presă al ministrului agriculturii, simpaticul de aia, ca să fim corecți, care a spus că până la urmă s-a reușit prin ședință de guvern să se aloce 1.700.000 de euro pentru achiziție, da. Achiziții. Da, am văzut. Pentru sisteme de irigație. Da, dumnealui se zbate oricum. Are un plus, ca să fim onești, are un plus, da, față și de... Are și un fix, să spun eu că îl cunosc, am lucrat cu dânsul, cu sistemul de irigație, pentru că, vedeți, dacă dânsul a fost inginer agronom pe vremea lui Ceaușescu și știe exact bazinele, știe acolo de la noi, de la Prislop, de pe unde sunt în Mehedinți, ce au fost și ce au ajuns. Până la urmă și oamenii au fost... Da. Cei care, hai să nu folosesc termenul au furat, dar au luat și dalele de pe bazinele acelea prin care mergea apa. Da, și noi am participat cumva românii la toată distrugerea României, mai mult sau mai puțin, nu știu în ce fel, dar ne-am uitat unii la alții ce facem și trecem mai departe, nu l-am tras de mânecă, că nu avem încă noțiunea aceasta de asumare a ceea ce facem și ce spunem. Sau ne place să facă altcineva în locul nostru, că e mai, nu știu, mai lezne. Mai lezne. Într-adevăr, uitați și la noi în Târgu Jiu, cum trecem podul de la Kaufland în stânga, pe aleea Mehedinți, era o tarla foarte mare plină cu cartofi. Acea tarla avea un canal dalat pe care era apă. Cine știe prin ce curte sunt acum? La revedere, nu mai este decât șanțul. Nu mai este decât șanțul unde erau înainte dalele. Deci, cum a spus și neastră, s-a furat, că ăsta e termenul. După Revoluție, cred că și acum încă se mai fură de pe... Se ia, hai să folosim termenul, se ia, fiecare ia, că nu-l vede nimeni și noi ne gândim, bă frate, dar organele, nu, poliție avem, că se zizerbănuiesc, că sunt, dar toate s-au fi trecute la aneuri dintre alea, nu știu. Ideea e că ceea ce facem noi acum nu e un semn de răutate, e un semn de disperare, în sensul că vrem și noi să rămânem în țara asta, să ne creștem copii în țara asta și să avem măcar așa ca luminița de la capătul tunelului o speranță de redresare, dar dacă nimeni nu mișcă nimic... Oamenii totuși au devenit mai conștienți, zic eu, în ultimii ani. Dați dezarmați, așa este, dar de niște neajunsuri pe care le-au făcut tot ei. Și aici aș pune chiar în sprijinul ideii
inclusiv faptul că se sună la 112 când se vede un transport de lemne și am înțeles că Gorjul pe primul loc la capitolul ăsta. Lasă cu o sesizare, de asta am făcut și eu, vă dați seama, pe la garda de mediu când am văzut o cioacă de asta dată jos și mi se spunea, vai, ce o să pățești, păi ce să, ce să mai pățesc? A fost de bună mai credință? Mult, da, și o spun în gura mare și aici, dacă într-un an de zile nu se plantează absolut nimic acolo în loc, așa cum scrie legea, următoarea sesizare o fac și eu la DNA, pentru că știți de ce? Pică dealul pe oameni, pe casele oamenilor. Nu-i posibil. Ia mă, ia, fă-i mobilă, fă-i ce vrei tu, dar da, pune în loc. La loc. Și nu poți să iei lemn de nu știu ce esență și să lași un pic acolo lăstăriș sau să vii să pui arbuști. Dumneavoastră știți mai bine ce vorbesc eu, pentru că vă confruntați cu treaba asta, că bănuiesc că vă duceți să împăduriți exact acolo unde sunt probleme. Păi, de exemplu, eu am și făcut o sesizare la garda de mediu, am primit scrisoare de la ei. Mi-au mulțumit că am dat informația absolut corectă. Dar sunt așa stat în stat, nu știu, întreb și eu. Așa mi s-a spus că nu voi avea sorți de izbândă, știți. Știți cum este? Este o, nu neapărat o plictiseală, o, cred că o oboseală. Și o oboseală a instituțiilor, unor nu, da, le câștigați prin instanțe, mă întreb și eu, nu știu. Deci vă spun la capitolul ăsta, câteodată ba, da, câteodată ba, da. De ce să vă păcălesc? Da, e trist așa că vorbim despre lucruri triste și hai măcar așa pe ultimă, că mai avem 3-4 minute din această emisiune, iată ce repede a trecut, să o înviorăm cumva, dar avem cu ce, ia, dați-mi o idee. Păi, ce să vă zic? Să vorbim de lucruri frumoase. De lucruri frumoase, până acum nu prea avusărăm. Da. Trebuie să inventăm ceva sau să ne gândim la ceva. Da, să fim optimiști, e clar asta. Doi, haide să încercăm să avem grijă de mediul înconjurător, că datorită lui avem o calitate a vieții mai bună sau mai puțin bună. Trebuie să fim conștienți de treaba asta. Partidul, să știți, Ecologist Român încearcă să fie, cum se spune, imparțial și să laude unde e de lăudat și să critique unde e de criticat. La Gorj, vă spun doar atât, mai multe persoane în ultima perioadă, inclusiv în vara asta, s-au îndreptat privirile spre noi, am purtat discuții, unii chiar au semnat adeziune, alții sunt puțin în expectativă. Haideți. Ați luat așa, ați ras tot ce înseamnă profesor de biologie, anatomie, nu știu, zoo. Au mai venit, exact, da? Au venit și cu specializările astea, sunt și ingineri, ceea ce ne bucură, deci numai și numai ceva de genul acesta au venit la noi la partid în ultima perioadă, pe linia, vă spuse, învățământ și ingineri. Ce pot să vă zic? Ca să ne, cum zice, să ne mai descrețim frunțile, haide să vedem că totuși aici, aproape de sediul dumneavoastră, peste drum, s-a început lucrarea aceea a parcului. E vorba de un parc pe fonduri europene. Și nu e un lucru bun? E un lucru bun, păi ziserăm ca să spunem, da, și da, să da, încercăm să fim și corecți. Mă gândesc că cine știe ce știți dumneavoastră și nu se mai face și mă gândeam, Doamne, să nu rămână lucrările așa. Au două luni de zile a fost circulația întreruptă prin dreptul Bisericii Sfinții Petru și Pavel, acum văd că s-a dat drumul, s-a pavat cu piatră cubică, ceea ce iară e o răsuflare pentru circulația din zonă. Ce mai avem de spus? Că ați militat pentru Calea Eroilor, mi-ați spus, care am militat pe Calea Eroilor anul trecut în august, acum a făcut și un grup civic de aici, de la Gorj. Am observat, cum se zice, pe plan local, că parcul cât de cât este îngrijit, deci sunt și lucruri bune, nu trebuie să numai să arătăm cu degetul, dar în același timp vă spun, prietenește, că nu că vor românii sau gorjenii să bată din palme și să fie altceva foarte repede. Dar nu se poate. Nu se poate, fiecare are deziderate, dar nu se pot face toate. Asta și pentru că legea nu ne permite, că știți dumneavoastră, ale 30 de zile între o foaie, da,
când pe legea 500... Care circulă, exact, da, da, ne ține în loc și, nu știu, am tot sperat cu toții că vină digitalizarea, vai ce bine va fi. Păi uite că m-am uitat și la contabil, când trebuie și ei să trimită pe la ANAF, atunci se blochează site-ul de stau 24 de ore în demență că nu pot să transmită ceea ce au de transmis, pentru că știți că vin amenzi usturătoare, nu te joci aici cu termenul. Corect. Bun. Și ca asta, multe, multe altele. Tot sperăm la speranță, nu știu. Eu, cum să vă zic, eu sper ca războiul din Ucraina să termine cât de repede, să se intre pe o normalitate și pe linia cu importuri de materii prime din Rusia, că trebuie să recunoaștem sau nu, dar Europa are mare nevoie de aceste resurse. Precum vedeți, prețurile, datorită importurilor scăzute, au sărit în aer și am înțeles că o să sară și mai mult în aer la iarnă. Da, când să sperăm că avem cu ce, să le și onorăm. Ideea este alta, că avem o țară bogată, cum ați spus dumneavoastră și cum o spun toate proverbele pe care le-am învățat și noi la școală, dar mai este ceva, trebuie să ne rebranduim și nu se vede nimic că vine de la București în sensul ăsta. Asta la e capitolul marea, ăsta, marea durere. Oamenii dezamăgiți, vă spus, sunt foarte dezamăgiți, deci pur și simplu partidele astea principale și mari nu fac, cum spun cetățenii, nu fac mai nimic. Sau ce fac, fac așa de spoiat. Să sperăm că în anul acest vor face, pentru că de-aia sunt puse Doamne acolo ajut. Să facă ceva pentru țară. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de cei care ne-au ascultat, Doamne, și iată, ne-au privit în mediul online. Vă așteptăm și cu altă ocazie și poate data viitoare vorbim mai mult despre cele ale avocatului. Așa că vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Numai bine, stimați ascultători și telespectatori. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu.